Ne aflăm la Karnak. Suntem pe Aleea Sfinxilor și ne pregătim să intrăm în templu. Ia uitați, o minunăție de templu. Este capul zeului Ra sub formă de berbec pe trup de leu. Este zeul Ra. Acolo jos. Nu, el e peste tot. Capul de berbec. El are multe reprezentări. Una dintre ele este asta, alta este cu două pene. Uite, uite o chestie întreagă. Și acum intrăm în marele templu din Karnak. Vă mai arăt mai încolo. Continuăm cu templul de la Karnak. Am ajuns în sala coloanelor. Aici aia. Uitați cât e coloana asta. Hai să vă arăt și cum arată oamenii pe lângă coloane. Așa arată. Uitați cât sunt de frumoase. Ce picturi, ce culori. S-au păstrat mii de ani aceste culori. Wow! Chiar wow! The biggest type. În spate se vede un obelisc acolo. In total here, we have 134 columns. În ghidul nostru. This is the biggest number. Deci, ce sunt tăreți? Ia uite. Is there a meaning for the number? No meaning. Because if there is a fixed meaning for the number, so the number supposed to be the same. Ascultăm câteva, ceva ce zice ghidul și vă arăt. Here in Karnak, the biggest number. Continuăm cu alea coloanelor pictate ca să ajungem la obeliscul. Ia uitați-vă ce minunat e. E și un palmier mic. In Karnak, there were many of obelisks. Nowadays, only two, as you see in front of you. This one, the first one. From here, you feel it more high. But actually, it's lower. This one done by the Pharaoh Thutmose the First. Actually, Thutmose the First here, he made four obelisks. Mm-hmm. One is still here, the other is in Turkey now. Hatshepsut, he made two obelisks. One is still intact. The second one was like this, face to face. The second one was broken. And we still keep a good part of the second one near.